Mă gândesc că limba română, totuși, nu? Limba asta în care ne înțelegem, în care visăm, în care vorbim, povestim, plângem, are o interpretare proprie pentru fiecare dintre noi. Dacă te-aș întreba ce e limba română pentru tine? Limba este una dintre cele mai importante comori ale unui popor. Este trăsătura definitorie a unei națiuni. Ea conține focul spiritului românesc. Este precum luceafărul, prima stea a serii și ultima stea care se stinge dimineața. Limba română este o limbă a păcii, a unui neam cu suflet, limbă fără de moarte. Mă gândesc că are un înțeles specific pentru fiecare dintre noi. Limba română. Limba română este ca o duminică. Ea este limba poeților, a soliștilor, a cântăreților cu suflet și, fără discuție, a oamenilor, a savanților români. Dacă ar fi să te oprești doar la un singur cuvânt în care ai depozita toată înțelegerea ta asupra limbii române, care ar fi acela? În limba română există un singur cuvânt intraductibil. Când spun intraductibil, spun dor. Dorul de țară, cum l-ai rosti în cuvinte? Descriind acum trăirile prin care ai trecut atunci când, din diverse motive, ai trăit și pe alt pământ decât cel românesc. A, nu. Diversele motive pentru mine au fost festivalurile internaționale și te rog să mă crezi că n-am scăpat niciunul în care să nu cânt în limba română. Mi-amintesc că la un festival pe care voi îl cunoașteți foarte bine, San Remo, eu chiar mi-am permis, ba și în Japonia, mi-am permis să cânt numai și numai în limba română. Și de ce să te mint și nu mă laud? Se știe clar că... Unde e Dida Drăgan, se vorbește românește. Da, chiar se vorbește românește. N-aș putea niciodată să cânt un cuvânt, să simt un cuvânt dacă nu l-aș spune în limba în care eu m-am născut, din pământul din care vin. N-aș putea, bine, cânt bine în engleză, germană, franceză, ce vreți voi, dar niciun cuvânt nu sună mai frumos decât acela în limba română. Acum că împlinim 100 de ani, da? Acum că se vorbește despre România în prag de centenar, suntem conștienți de bagajele noastre, de istoria noastră? Eu cred că limba română este limba unui popor binecuvântat, unui popor cu viață fără de moarte. Te-ai gândit vreodată cum ar fi să reciți o parte din versurile pe care, într-o limbă românească plină de trăiri, le așezi pe muzică? Aș spune, mi-e dor de tine, nu? Aș cânta, mi-e dor de tine. De fapt, nu există o piesă în care eu să nu folosesc cuvântul intraductibil, dor. Mi-e dor de tine. Când noaptea vine și când ramurile bat în geamul tău, mi-e dor de tine, iar tu știi bine că te voi iubi mereu.